Ia uite, mă, ce ești. Băi, frate, unde am venit, mă, uite, aici? Mă, în câmp, în mijlocul câmpului. Am ajuns într-un pustiu, să ne înțelegem. Am văzut o stână plin sarcola cu capre. Adică nu e ca și cum mai era ceva. În Culiacan aici, mă, și că suntem în Mexic. Bună ziua, bună ziua! Salut! Bună ziua, vă salut! Bună ziua, de trăit? Bună ziua, bună ziua! Vrem și noi dacă puteți să ne dați niște brânză. Ce am luat acum? Da? Vreo 2 kg de brânză am luat. 2? Da. Dar ne dai? Da. Da? Da, da, da. Ce vrei să facem pentru asta? Gianni, e la muz, la capre, cu capra e perfect. Da. Mie îmi plac caprele, dar nu se le mulci. Ați nimerit tu mai bine, așa se face, noi nimerim exact când e de muncă. Ăia de-abia așteptau să ne pună să mulgem caprele, ca să râdă. Hai. Ok, hai, ia să vedem cum e treaba. Și am zis, Gianni, treci lângă el. Bătrânul senil, tot așa. Cu direct, fă aia, drege aia. Să iau eu pasta, mă? Știi, nu știi, trebuie să mulgi. O, lasă-l Gianni pe aia, băi! Nu e ăla-i țapă. Nu e, mă, nu e, mă, noi. Mulge, mă, Gianni, mulge, frate. Să ne înțelegem, nu există pe planeta asta să fii mulți vreo capră. Bă, faci? Dă-te, mă, așa, băi! Faci sau nu faci? Nu, mă, hai, nu, mă, băi! Da, faci, gata. Bă, faci! Fac, gata, și ce trebuie să fac? Sunt de tare! Bine! Bine! Ia uite-l, băi! Fraților, e greu de tot. Ascultați-mă ce vă spun. Că, în primul rând, mirosul de capre e unul horror. Asta făceai în Turcia când era acolo, fac, fac, fac. Mă, jur pe viața mea că am crezut că e țap, jur. Du-te, mă, de aici. Cât ești de prost. Când stai și mulgi, vin muștele, că vin la lapte, știi ce zic, și te disperă de viață. E prima oară în viață, băi, când fac așa ceva. Gata, ajunge? Nu mai dau... Nu, mă, dă-i. Aia trebuie să mulgi tot. Are multă? Foarte mult. Erau niște capre care aveau ugerul ca lumea și am întrebat cam cât lapte luăm acum. Cam vreo 60 de litri, de la 100 de capre, 60 de litri, bine. Cercubele? Și cât trebuie să o mulg, mă? Până nu mai rămâne nimic, da, tu vezi la omul ăla cum faci, ia uite. Ia vede, ia uite. Bă, nebunule, am fost fotbalist, ești de bun. Ce dacă, mă? Mulg capra, ești nebun. Haide, tata. Așa. Hai. Acum, știi cum e. Știi, nu știi, trebuie să mulgi. Eu asta am făcut, să ne înțelegem. Bravo, Gen. Agățat, bravo. Vezi să-mi dai pe tine. Caprele alea chiar aveau lapte. Și ne zicea ciobanul ăla că trebuie să tragi cu forță, să dai cu forță, să faci, să treci. Hai, am făcut-o și pasta pentru prima oară în viață. Ia să vezi ce face italianul ăsta acum, ia. Niciodată am făcut treaba asta. Hai, mă, ce-i faci? E greu, trebuie să faci... Așa, Sonia, așa. Și faci așa. Am înțeles. O chestia vreau să la spun. În Italia se spune, impara l'arte e mettila da parte. Înveți arta și la pui deoparte. Pentru că nu se știe în viața, s-ar putea că trebuie să mulg caprele. Ei, mai de jos, mai de jos, mai de jos, mai de jos, acolo. Strânge de ele, fără frică, fără ăla. Strânge. Circul după lume aici. Am zis, bă, stai puțin, că trebuie să le fac și la astea ceva. M-am uitat eu până tăr la aia acolo, n-am văzut niciun țap. Țapii erau afară, dar am văzut un berbec. Du-te și ia berbecul. Du-te și ia așa încet, încet. Am luat încet cu un copil berbecul, l-am adus aproape. Se dă mă arăt. Oi, să mă arăt. Oi! Asta are, băi. Asta are, da. Asta chiar are. Hai, mă, hai. Mamă. Țăranul e pe... Cezare, vină cu aici. Auzi? Ia-l pe Cezar, duceți-vă amândoi, luați măgarul ăla, la duceți aici, aș vrea să-l punem la căruță. Da, hai. O altă chestie care eu tot așa, cer scuze față de oamenii aceia, dar da, m-am născut la oraș. Ne, mie să... Da, mie să nu... Nu vă dați pe la față, pe la față. Da. Eu acum așteptam și eu în povești că trebuie să avem grijă cu măgarii, că dacă sare o daia în bornă, în jale... Hai, și eu? Am reușit să așa niște hamuri, niște chestii, da, deci SF pentru mine. Și asta de aici de jos vine pe cap, tot băgată, asta vine de desubt. Asta o scoatem, scoateți-o pe asta pe aici. Așa, tragem mamă așa. Și la un dat a reușit să-l punem la căruță. Uite aici, băi. Uite aici. Și așa, Cezar, încărcăm căruța asta plină, ăsta îngrășăm în natural. Știam, mă îmbrăcam. Dar e nimic, că mergem la mașină spălă, ia. Deci umple căruța. A început Cezar să încarce, aolo, e greu, aolo, e greu. Am zis că sunt într-o vacanță, dar mi-a dat seama că nu este așa și a trebuit să revin și să merg mai departe. Vino în partea asta și
Dai, tu te duci. Doda! L-am luat și pe Gianni, l-a ajutat. Normal acum, după ce am mult, îți dai seama că mai trebuia să facem ceva, să punem niște bălegar într-o căruță de-asta mică. Pe ce, mă, mai trebuie sală? Ești nebun? O zi aici, dă-i cu lopata, dă-i cu munca fizică, dă-i cu de toate. Adică nu e ca și cum. Am stat. Cât ai puterea ai? Un măgar putere. Și? Hai de tot. Da, tată, hai. Hai, băiatul meu. La pomul ăla, gen. Așa, tată, hai, hai, hai. Eu în copilăria mea am crescut la țară, așa că am mers cu căruța, mă simt foarte bine, dar preferam să am un cal, să prindem viteză, nu măgărușul ăla care avea unul la oră. Gata, Gianni, bine! Hopa, Mișule, bravo, tată, băiatul meu! Salută-mă, fanii aici! Hai, bravo, Gianni! Hai, băi, că suntem bine! Mi-am dat seama că eu chiar munceam, în timp ce fratele meu Cezar o ardea pe story, pe poze. Ia stați, maș! Hai, mă, dă-i mai cu forță, mă! Jur, zici că dai la vâzle, dă-i mai tare! Păi... Urcă-te în căruță și dă-i de sus. Gianni, hai mă, mai trebuie, bagă două trești, hai! Și atunci s-a găsit bătrânul senil să spună de ce eu care muncisem ca un câine, să spună că, domne, nu muncești. S-a petisit, că eram sigur că face asta. Hai, Gianni, hai ca să, băi, să terminăm o dată, hai! I-am zis trei vorbe, normal, a scos praștia. Băi, nu vreți, nu? Că acum sigur trage, adică nu e ca o glumă, că-l cunosc. Și-am luat-o, frate, pe niște capre. Unde atunci, băi? Unde atunci, băi? Și m-am dus pe câmp. Dar ce crezi? M-am luat după el. Unde, bă, te duci? Unde atunci, bă? A alergat după mine, de deci el chiar voia să tragă mine să mă rănească. Lasă-mă, mă, pace! Am luat, am dat și eu cu pietre în el, îți dai zi, nu stau așa. Dar pe bune, dădea cu bulgări de mari. M-am tot ferit de bulgării lui și am zis, da, acum stai că ți-arăt eu. Când ai fost mic, te-ai jucat cu praștia? Da. El trăgea, eu trăgeam, am prins un lemn. Bă! În momentul ăla iar l-au apucat spumele. Ferește! Nu! Ferește! Nu da! Bacă-te, m-am dus după o rulotă. A început să trag, am văzut o bicicletă. Cu asta prim mai multă viteză, n-are cum să mă nimerească niciodată. Asta, ferește, 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 ferește. Când am zis gata, frână, stop. Bă, asta n-are frână, băi! Ce crezi, dici un stop. N-are frână. Iar a luat praștia. N-are frână. Și acum ce faci? Dau cu bicicletă. Ține așa, băi. Am aruncat cu tot ce se putea în el, credeți-mă. Și m-am luat după el. Lasă-l! Stai așa, băi, stai! La un moment dat, pe un drum... Norocul lui că a venit o mașină... Deschide ușa! Repede, bă! Parcărea la Asia Express. M-a oprit la mașină... Mă aleargă ăla. Scapă-mă de nebunul ăsta. A urcat în mașină și a fugit cu mașină. Adică am vrut să văd și dacă omul merge cu mine mai departe. Și a mers. Și a zis mulțumesc frumos. Ăla a rămas acolo. E tot în regulă. M-am dat jos liniștit. Bă, asta înseamnă să te descurci, bă. Păi da, eu... Toată viața nu e așa. În orice situație. Așa e. Așa e. Ia. Acum să te văd. Ia de. Dacă dai tata, dacă nu te bat rău. Ia de. Cum e? Bă, mă lovești, băi. Deci dacă e fotbalist, cum merge cu spatele? Antrenament bun ăsta a fost. Bacalier. Știi, când dor diseară ne-ntorc. După atâta muncă făcută de mine, mai mult făcută de mine, am primit brânza făcătoare de minuni. Ne-a dat brânză, ne-a dat roșii, ne-a dat pâine, ne-a dat omul săracul de toate, din puținul care avea. Vine și sendicul ăla.